Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Daniel Radu, fermier din județul Ilfov. Bună dimineața, domnule Radu! Bună dimineața, domnule Macovei și vă mulțumesc pentru invitație. Ce faceți, cum trăiți ca fermier zilele acestea extrem de caniculare, cum arată culturile de primăvară? Um... Sunt zile foarte încinse, la propriu și la figurat, pentru că suntem și cu recoltatul, dar mm. uh, suportăm și niște temperaturi extraordinar de ridicate. Uh, culturile, în special cele de primăvară, sunt uh, calamitate 100%. Avem porum și floarea soarelui. Deci deja nu mai e niciun dubiu că e, e daună totală sau da, aproape totală. Daună, daună totală. Pentru cultura de porumb deja vom vorbi cu societăți, cu firme, cu crescători de animale ca să vină să toace porumb pentru silos pentru că nu nu vom recolta nimic. Sunt temperaturi extrem de ridicate. N-a plouat, pământul e uscat, nu nici măcar nu ne putem apropia ca să dăm un disc după recoltatul culturilor de, de, semănate în toamna anului trecut. Și la floarea soarelui? Și la floarea soarelui, dacă vom recolta 500 de kg la hectare, ar fi o mare, o mare, o mare minune. Pentru că floarea atât este de... Atât de, și de nu sunt atât, speranțe. Să și se nu, se speranțe, da, nu a spus sunt speranțe. Nu sunt nu, 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 nu. Deci, deci aici vorbim târziu. de o daună de, nu știu, 70-80% probabil, nu? P peste 80%. Peste 80%. Ce anume, din experiența dumneavoastră, care a fost fenomenul care a pus capac această arșiță din ultimele zile? Faptul că n-am avut precipitații, faptul că a venit la un moment anume această arșiță? Lipsa precipitațiilor în general și lipsa precipitațiilor în timpul iernii. Mm -hmm. Pentru că dacă ar fi fost o rezervă de apă în sol, mm -hmm. uh, cu siguranță, cel puțin floarea soarelui ar fi trecut cu brio. Pentru că e o cultură mult mai rezistentă la, la secetă, ar fi trecut cu, cu brio în perioada aceasta. Deci, e o situație care s-a cronicizat în timp și acum, da, din, în, din 2020 de un încoace, a alternat perioadele astea de secetă cu câteva perioade bune în care am mm -hmm. avut ploi, uh, dar, uh, ca să spun așa, Rezerva de apă din sol e pe minus. Dacă vorbim de culturile de primăvară, și vă propun să rămânem aici cu discuția, pentru că e jalea cea mai mare. Ați mai întâlnit un asemenea an? Adică, ați, de când faceți agricultură, ați mai avut un asemenea an cu daună totală la porumb, încă de acum, din, iată, la jumătatea lunii iulie? Nu, este primul an, este prima dată în care ne confruntăm cu problema asta. Este prima dată. Este surprinzător chiar nu nu are rost să mă ascund, dar aseară am făcut niște calcule, așa niște previziuni din pix pe caiet și cifrele contabile sunt pe roșu la, la societate. Pentru Prim, că în primul, e primul an în care sunteți. în situația Da, asta. este primul an în care suntem în, în situația asta. Pentru că sunt și suprafețe importante. 350 de hectare de porumb și 230 de hectare de floarea soarelui, adică 580 de hectare, aproape 600 de hectare, culturi de primăvară, calamitate, cu Ac venituri spre zero, nu? Cu venituri spre zero, acolo unde gândiți-vă. Am pregătit terenul, am împrăștiat îngrășăminte, am cumpărat sămânță care e scumpă, din ce în ce mai e scumpă, tratamentele, adică salariații, taxele și impozitele aferente. Urmează arenda dacă trebuie să dăm cetățenilor arenda și atunci e, e, cifrele contabile sunt, sunt, sunt pe roșu. Deci e primul an în care da. vedeți chestia E grozavă. Da, că e gro zonul foarte, zonul. Suntem foarte îngrijorați. E, e, e foarte grozavă și foarte gro groaznică situația. Pentru că trebuie să recunosc că e pentru prima dată în care m-am gândit mai profund la ceilalți fermieri care au mai trecut prin situații de genul ăsta și dacă ne uităm că toată câmpia asta română de la București până la Constanța trece prin situația asta. Moldova, iarăși mai ales sudul Moldovei. Sudul Moldovei. În afară de cei care au irigații, dar chiar și cu irigații, la ce temperaturi sunt, iar acolo este o problemă. La... Dar oricum... Discutăm și de irigații. Da mai le aveți, nu le mai poți salva, dar, mai poți, mai poți salva la stadiu, ceva. Dar uh, e o situație uh, foarte, foarte serioasă și uh, nu pune în pericol existența societății mai departe. Că am avut grijă fiecare an și avem un management bun la societate, dar... dar Eu e un clar, semn de alarmă serios. E un semn, semn de alarmă serios pentru că dacă va fi și anul viitor la fel, deci e clar că trebuie să facem niște schimbări probabil și în planul de culturi și poate să renunțăm sau să punem 50 de hectare de, porum porumb în caz că va ploua ca să... Deci vedeți o schimbare sau o posibilă e, schimbare de strategie. E, e, de luat în seamă. Pentru că al, un al doilea an cu, iarăși cu 600 de hectare culturi de primăvară în care să nu recoltăm nimic, nu putem să stăm și să cerem, să cerșim întotdeauna ajutoare. Nu. Apropo de ajutoare, uh... În zonă deja se constituie comisiile acelea de constatarea a pagubelor. Dumneavoastră, ceilalți fermieri, veți, veți solicita în prima fază trebuie, în primul rând, constatată, nu starea de calamitate. Da. Deja fermierii au început să depună cereri la registraturile primăriilor da. pentru constituirea comisiilor și a veni în câmp, a Și la dumneavoastră braune. la fel. Și, la fel, și, la fel. Da, și, noi suntem în lucru cu, cu documentele pentru a le depune la, la, primărie. Vor urma probabil, cel puțin la nivel declarativ, aceasta este intenția de, din partea Guvernului de a acorda despăgubiri pentru culturile calamitate din acest an. Vedeți totuși, și lăsând la o parte irigațiile pentru că asta le discutăm separat, vedeți o soluție sustenabilă pentru un management al riscului uh, în zona aceasta a secetei, să zicem, pentru că este evident că la asigurări, în momentul acesta, probabil că nimeni nu se va, nicio societate de asigurări nu, nu va încheia o poliță cu dumneavoastră sau cu alți fermieri știind mai mult ca sigur că vor trebui să o onoreze. Sau polița aceea va fi la un nivel nesustenabil pentru Din câte pentru știu societățile de asigurări nu, nu asigură seceta. Green din a inundații, eu știu foc, dar seceta nu, pentru că aici riscul este extrem de mare. Iar schimbările climatice și datele meteorologice din ultimii ani lor le confirmă că sunt absolut convins că fac analize serioase sigur, pe tema sigur, asta, sigur. Da. E și normal că E asta și normal, e, da, e asta și normal. E, da, e și asta normal. businessul lor, da. da. Bun, dar de exemplu la nivel uh, guvernamental uh, există acel, uh, acea discuție privire la constituirea acelui fond de risc. Au și fost discuții la Ministerul Agriculturii, fermierilor li se oprește în acest moment. Nu 3% din plata de bază din subvenții, al doilea an, cred, în 2024, da. în care se opresc acești bani. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că sunteți și un lider în mediul asociativ uh, al fermierilor, care ar fi soluția cea mai bună pentru cheltuirea banilor respectiv, pentru acoperirea unor daune ale, ale fermierilor? Dacă s-a optat pentru situația, soluția aceasta de reținere a 3% din subvenții pentru constituirea acestui fond, prin care să se vină în ajutorul fermierilor care sunt afectați de diferite fenomene, da. uh, meteo sau fenomene meteo, da? Soluția este următoarea. Depunerea cererilor la primării, constituirea comisiilor, evaluare la fața locului, evaluare făcută pe bune, pe corecte și luat din acești bani la care contribuie toți fermierii și despăgubiți și ajutați fermierii care trec prin dificultățile financiare. Pentru o formulă de aceasta directă, cât bani pentru... sunt, atât se împart, atât sau, sau se, -se sau, completează sau, și cu bani de la buget. Sau completează și cu bani de la buget, pentru că până la urmă trebuie să salvăm niște afaceri, niște locuri de muncă, să salvăm hrana pe care o producem în România, pe pământul țării, trebuie să Vedem și prin ochelarii aceștia, ca să mă exprim așa. Adică nu e vorba doar că cereți. Pentru că dacă, nu, la dacă societățile de asigurare nu, nu te asigură în caz de secetă, atunci care este soluția? Undeva trebuie să găsim un sprijin. Și dacă s a optat pentru chestiunea asta, mă repet, cu 3% reținere, atunci banii ăia trebuie să vină în ajutorul, în sprijinul fermierilor, pentru că, până la urmă, s-adună niște... N-am făcut calcule cât ar însemna 3% pe anul 2024, poate știți dumneavoastră, dar... Sunt câteva zeci de milioane de euro bune. Adică, bă, cred că ar fi, bă, nu știu dacă suficiente, că depinde cât de mare e amploarea, dar că. ținând cont că e câmpia română care e afectată, probabil că mulți, bă, sunt foarte mulți fermieri afectați. Și atunci, sumele, dacă s-ar distribui în mod corect, echitabil... Ar permite societăților agricole să, să nu-și închidă porțile. Culturile de toamnă, spuneați că sunteți în plină campanie, probabil spre final. Spre deja. final, da, la, la rapide, rapide? Spre final, Da. Cum arată producția? Producțiile arată bune, dar în scădere față de cele de anul trecut. A, deci, o producție mai slabă decât. O producție că? mai slabă pentru că am avut luna aprilie anul ăsta, o lună foarte călduroasă și lipsă de precipitații, atunci aveam nevoie de ploi pentru... La un moment dat erau 29 de grade în luna aprilie la ora 17 după amiază. Ceva care n-am întâlnit și o căldură sufocantă și o lumină era, mi-am duc aminte că au fost vreo trei zile, o lumină nenaturală. La ora aia o lumină naturală, o strălucire foarte puternică. Ne, ne și miram ce se întâmplă cu ne am apropiat mai mult de soare, adică niște fenomene foarte îngrijorătoare și care au dăunat dezvoltării culturilor. La grâu, de exemplu, cam cu cât v ați închis. La grâu 5200. 5200, la orz 4800, 4800, iar la rapiță 3000 de kg. Aici a fost surpriza că a, a fost o, o, producție bună. o producție bună la 3.000, din primele... Păreți, păreți surprins chiar sunt surprins, a fost o surpriză pentru că uh, intrasem în unele sole și erau undeva la 2.500, dar au fost altele care ne-au ne -au ridicat un pic... Uh, și prețul bunișor... Și prețul bunişor, prețul bunicel, bunicel. Bunicel. bunicel, lucrul ăsta ne permite ca să ne achităm plățile către furnizori, să păstrăm bani pentru salarii și pentru deci, practic, că profitul de la rapiță, într-un fel, la... vă ține cât de cât pe linia de plutire, nu? Da, ne permite să ne, așa cum am spus, să ne plătim furnizorii. Sunteți furnizori. pe, adică contabil, sunteți pe pierdere anul ăsta, spuneați, dar da, la da, o da, pierdere că sunt cele două culturi de primăvară care ne, ne, mm -hmm. ne trag în jos, da. Bun, și... Pentru toamnă, ce planuri aveți? V-ați făcut deja strategia de culturi? de? A, păi trebuie să lucrări. facem rotația culturilor, așteptăm să vedem când vom putea intra să, să, să dăm un disc, uh -huh. și să. Trebuie să avem greu păstrat pentru sămânță din, din cultura proprie, orz la fel, ba chiar mai cum cumpărăm sămânță de rapiță și cu rapiță de la noi, am selectat. Și o să o amestecăm pentru că nu ne permitem, este 19 milioane de lei vechi, un sac de sămânță de rapiță, niște prețuri colosale la semințe Și atunci trebuie să găsim soluții și am înțeles că din ce în ce mai mulți fermieri Aveți o explicație? Vi s-a spus de ce această creștere? No, nu, nu, nu ni s-a spus. Fiecare caută să-și maximizeze profitul. E clar La bază stă lăcomia, că nu sunt atât de mari, mai ales că până la urmă de ce ar trebui să crească atât de mult? Care sunt motivele? Nimeni nu știe. Profitul, lăcomia, cât mai mulți bani să câștige fiecare. Dumneavoastră plătiți cu banii jos sau aveți un termen de plată, contractați. O parte cu banii jos, o parte o parte la recoltă. Cu plata, la, recolta. Cu plata Dar la recoltă. Folosiți și sistemul de plată da. la achiziție. Da. Da. Asta vă permite niște discounturi mai bune sau. Permite și niște discounturi mai bune, dar ne permite și o liniște mentală că știi că nu mai ai niște datorii atât de mari. Le-am diminuat. Mult mai avem, dar. Iar e o surpriză mare cu îngrășământul, iar care de la. Prim... De... În ultimele luni a început să crească. Iar, Iar a început să crească. Ești preț bun în, la început? Da, oamenii. a fost sub 3.000 de lei, era 1846, cum spunem noi. Acum s-a dus peste 3.000, spunea cineva, e 3.450 de lei. Va trebui și aici, dacă dădeam, spre exemplu, 150 de kg, să ne reducem în 120 de kg, trebuie să ajustăm de peste tot. Da. Și cea mai mare să, ce să ne rugăm. Asta fac toți fermierii, sigur. Sigur. Adică, situația nu este, ca ascultătorii care ne urmăresc să înțeleagă că situația nu este deloc roză în agricultură, pentru că uh, uh, sunt prețuri foarte mari la semințe, uh, la îngrășăminte, motorina care se menține și a crescut acum în ultimul timp, iarăși cu nu știu cât, uh, salarizarea pentru că trebuie să plătești uh, oamenii ca să poți să îi păstrezi, și așa sunt destul de dificile. Și să mai faceți utilaje? Nu. nu pământ mai cumpărați? Nu. Adică nu. Prudență, nu, în da, 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 nu. Nu, mm. pentru că fiecare fiecare leu contează. mi-au fost câțiva cetățeni care mi-au spus că vor să vândă. Nu, n-am nu am nu. Bun, discutăm despre ce înseamnă perspectivele anului agricol 2024-2025, dar și despre cum se va încheia acest an agricol 2023-2024, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Daniel Radu, fermier din județul Ilfov. Domnule Radu, haideți întâi să vorbim de prezent, de anul agricol 2023-2024. În materie de prețuri la recoltă, cum, cum, stă situația? Care e situația în acest moment? Domnule Macovei, foarte slabe prețurile. S-a ajuns să la un moment dat, 680 de lei tona sau 660 de lei tona de ors. Păi dacă ne gândim cu ce costuri au fost înființate aceste culturi, să se ajungi la niște prețuri de dinainte de pandemie. Știți care e situația? Toată presiunea este pe fermier. Deci el are, nu are absolut niciun fel de, nicio pârghie. Nu are ca... niciun debușeu unde, nu, de unde să nu. Domnule, asta este preț. Ban, asta este prețul. Deci dacă nu ai spații de depozitare. Presiunea de la inputuri pe de o parte cu creștere de exact. preț, și pe de altă parte presiunea de la vânzare cu scăderi, cu scăderi de, preț. de preț. Da, cu scăderi de preț. A fost așa câteva uh, câteva valuri în care au mai urcat prețul la creu la un moment dat la. Uh, 1050 de lei tona, după care iar a scăzut sub 900 de lei, 880, 870, 860, depinde și de distanță. La rapiță, aici? La rapiță, iarăși a urcat, iar a fost acum. Un pic a e mai bine, dar evident nu. Da, da, acum iarăși este în scădere, scădere pierde 10-15 euro pe zi, adică pe, pe tonă. Pe, da. da, pe, pe tonă. Uh, rapiță în Uniunea Europeană nu este. Am înțeles că uh, importa. acum depinde de unde importă și cu ce preț importă și e posibil ca din cauza să scadă, să scadă prețul. Deci, uh, ca să spun așa, fermierii sunt un, ca o corabie pe o mare, uh, iar el și-a pierdut cârma. El e o mare în furtună, iar el depinde de unde îl duce valul. Adică dacă nu ai spații de, stocare, dacă nu ai niște bani în cont care să îți permită să zici, domnule, mai aștept, mă risc, uh, sunt fermieri care au nevoie să-și să plătească. Atunci au dat cu buni plâng. Asta e preț. Plâng e Asta e preț. 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 E bătaie de joc. Adică e bat jocură. Dar ce este interesant, domnule Macron? Mă de ce, domnule, nu scade prețul la... Dacă tot a scăzut prețul la uh, materia asta primă, la raft pentru consumatori, prețul tot e mare. Cum vă explicați? Cum ne explicăm? Ministerul Agriculturii, Guvernul, să se uite, Ministerul de Finanțe să se uite un pic la modul acesta în care se desfășoară uh, relațiile comerciale care au un centru fermierul și aici aș completa că nu e vorba doar de sectorul vegetal, ci zootehnie, într-o situație la fel de complicată, ba uneori poate mai complicată, pentru că acolo uh, sunt și niște presiuni de cheltuieli zilnice, sunt presiuni de producție, cum e la Discutam uh, ieri cu Dorin Cojocaru de la Patronatul Laptelui. la vacă nu poți să-i pui un robinet să spui azi nu dai lapte că n-am unde da. să-l vând. Da. Adică, Bă, eu m-am referit la agricultură în exact. general, pentru că e problemă și în legumicultură nu că, și în general, Există o, o, o zonă așa în spațiu public care îi dau sfaturi din birouri fermierilor zicând uh, investiți în zootehnie. Uh, Integrați producția. Păi, integrezi și uh, uh, ce, ce vei avea, sigur, vei avea o dublare de cheltuieli, poate chiar o triplare, dar nu o dublare de venituri. Uh, asta e realitatea, din păcate. Uh, pentru că nu. Nu există o previziune, nu există un preț stabil al laptelui. Poate că ar merita, știu, să facă. Dacă vorbim despre lapte, cred că ați adus în discuție, nu știu, preț 2 lei, minim, și 2 ,50 lei 50, maxim, ca să știe om acolo, că până la urmă, la raft nu o să mai scadă el mai jos de 6-7 lei 8 lei sau cât o mai fi acum. Niciodată. Bun. E clar că în situația aceasta, pentru că vorbim de o situație de criză în agricultură, este evident că și statul și politica fiscală, politica bugetară, politica agricolă a guvernului, toate aceste politici ale guvernului trebuie să, să se uite un pic mai cu atenție la, la fermier. Din acest punct de vedere. Cum vedeți uh, anul agricol 2024-2025? Care va fi principala provocare pentru fermierul român? Lipsa precipitaților. Este... Rămânem în continuare. R lipsa pre precipitațiilor este principala provocare, iar pentru mine, personal, poate o să vă surprindă. E pe asta cu e factura. Va încurca tare. Rău lui. de tot. Adică, omnați. Mâncă... Un exemplu, un argument. Păi, am ce... primit uh, duminica trecută calculație de la o societate care i-am vândut rapița și ne fiind cu picioarele în apă la mare, am zis să fac, că am făcut factura, a să o trimit către contabilă, duminica. Contabila să o urce în sistem, o muncă în plus, pe care oricum o făceam noi, sau o facem, pentru că facem facturi. Nu știu ce mari beneficii au are statul, pentru că cine, Ești a, făcut, cine, a făcut facturi... nu înțelegeți de ce da, a Da, adică e, 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 o muncă în plus pe care o facem. Pentru ce? Că cine, fă, cine, făcea facturi, cine tăia facturi, cum se spune, taie, cine nu tăia, nu taie. Eu nu văd, adică cum se spun, statul român, din ce eu văd eu, cum se zice aia, face frecție... bați tot calul care trage. Da, bați tot calul care trage sau frecție la picior de lemn. Adică în loc să mergi la fondul problemei, la cauză, tu vii la efe... te ocupi da. de efect. Nu domne, ia mergi dumneata și... Și evaziunea fiscală totuși până la urmă, cel puțin așa arată practica europeană. Se, se face sigur și prin prevenție, dar e nevoie să te duci acolo unde este evaziunea fiscală. Exact. Și să controlezi. Adică... A, asta e. A spus-o dumneavoastră, -am spus -o eu. nu am spus-o eu. Cred că e o afirmație de domeniu evidenței. Că... Da, e normal. Adică o faci tot din birou. Păi stai puțin, eu acum trebuie să plătesc contabilul ăla în plus pentru că face o muncă în plus. Irigațiile. Cred că și asta vă... Adică absența Așa, lor vă deranjează poate la fel de tare. E trist că s-a moștenit o infrastructură Acum, unii spun că, era, că e energofagă, consumare de energie. Păi, la câte panouri solare avem acum în România, ar fi trebuit nici să mai plătim. Să duduie. Să duduie. Adică să. și la noi, curentul cel mai scump, energia timp cea mai scumpă, unul cel mai scump din Europa. Iar un alt paradox. Iar societățile care se ocupă cu energia au sedile sociale prin țări din astea exotice. Adică se pare că nu prea-și plătesc pe aici taxe și impozitele. Iar cum facem nici problema asta? Bun. Uh, infrastructura a fost demolată în anii 2000. Stații Până de... în, anii, în anii 90. În așa, în anii 90, la noi, la noi acolo în zonă, a, a, la anii 2000. M-ați prins, s-a demolat mai târziu. Mai mă? târziu, da. Atunci s-au scos țevele. Stile de iri, stație de, irigat au fost demolate, au mai rămas două din patru. Dar înseamnă că există și niște complicități Absolut. Ale adică păi, nu, mișcă, nu, nu, mișcă, nimic în Comuna fără să știe stăpânirea și credeți dumneavoastră că... Adică nu trece musca și credeți dumneavoastră că să scotea o țeavă de acolo sau să scotea un geam de la o stație fără să, să se știe. Bun. Asta... Și unde am ajuns? Unde am ajuns? Am ajuns la niște câmpii pârjolite. Uh, și mi-aș plăcea ca cetățenii din. Dar că... înainte, pe vremea comunismului, era, era un sistem de irigație. Era? Se Chiar se... eu am mutat la țevile de irigație, fiindcă. fiind. irigați, da? Și nu-i Și cu la cei aia. de la ANIF. Țin minte că acum un an ați ridicat problema cu am... directorul ANIF și. a rămas că vine în ah. să, să mergem pe teren. Și, a, și așa a rămas. Da. Și așa a rămas. A rămas în coadă de pește. Dar nu s-ar re... putea face, nu s-ar putea reabilita. Sistemul. Păi avem uh, lacul Căldărușani, avem uh, Reuilea Lomita, avem și lacul Snagov. Nu poate, n-am putea să reabilităm la uh, 100%, 100% la. La, la tot ce a fost. Dar dacă îți poți, știu, construi anul ăsta 50-100 de hectare, la anul iarăși 102, uh, n-ar fi rău. N -ar fi Dar rău. cum. Uh... Cum ați trăit uh, discuțiile astea din ultima perioadă cu sistemul de irigații? Vorbeați și de acest, uh, mă rog, reabilitarea, etapa de reabilitare acolo unde exista sistem de irigații, infrastructură primară. E discuția și cu uh, sistemele de irigații la nivel de fermă, acolo unde nu există infrastructură primară. Până la urmă, vorbim mult, vedem probleme cu partea tehnică, sunt fermieri, județele Brăila, Ialomița, care primesc apă cu porția în acest moment, fermierii de acolo. Pe de altă parte, făcând analogia cu autostrăzile, na, adică vrem toți irigații, dar când e să băgăm irigațiile în PNRR sau să punem bani de la bugetul de stat pentru reabilitare, avem alte priorități și apoi în secetă ne trezim că nu avem irigații sau nu, că nu avem suficient. Adică vreți să spuneți că nu, nu eu vă întreb nu, că, cum, că, cum că vedeți că nu se muncește, lupă. nu sau cum că nu există o, 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 un obiectiv clar. Dumneavoastră ce spuneți, îl vedeți? Fac așa o, o un micocolo. Am vă citit rog. am terminat de citit o carte Biletul de ieșire din criza a lui al lui Adrian Vasescu, cel care a fost consilier uh -huh. la BNR. La da, BNR. Și concluzia este următoarea. În România munca nu ne mai place, productivitatea și calitatea ei. Dacă te uiți cu atenție în jur și ei seama, asta este. Deci toată lumea ar vrea să câștige bani pe nemuncă. Adică primul lucru pe care trebuie să-l facem, nu ar trebui să facem o strategie a apei. Să colectăm apele uzate. Sigur. Să le reciclăm. Să le utilizăm. Noi facem o risipă de apă colosală. Să vedem unde, unde... Și asta e în puterea noastră. Asta nu, e în puterea nu noastră. Adică, în cum, cum e posibil ca țările alea, Egiptul, da. Israelul, să aibă da. irigații în desert? 95% din apele uzate sunt... Și noi cu atâtea râuri, cu atâtea lacuri, cu fluviul Dunărea, cu... sunt fermieri care sunt la Dunăre și nu pot să irige. Da. E, e ceva de... 100 de metri. Da, adică e ceva de noaptea minții. Și atunci spui problema, că singur nu poți să faci n cum. Ori poate că știi la lot, ori ai prins un an bun și te-ai te -ai, te -ai îmbogățit și atunci zici, da, hai că vreau să... Sunt și fermieri care reproșează uh, această, hai să fim eleganți, această lipsă de comunicare și de coordonare și între instituțiile statului. Că uh, degeaba dă Ministerul Agriculturii drumul la un program de finanțare cu bani europeni pentru infrastructură la nivel de fermă. Păi dacă dacă sunt, apele române nu-ți dau aviz Dacă sunt mai puțini funcționari în statul român. Știți că pe timpul comunismului în cartea aia spunea erau 800 de mii și a fost peste un Cum e posibil să nu existe comunicare? Plus că atunci totul se făcea scris. Exact, acum da? ești la un click o cușină. Acum ești la un click distanță. Adică ar, ar fi trebuit să, să zburăm efectiv. Dar e clar că nu, 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 e strategie. Nu există un adică obiectiv. Adică dacă am, dacă am pune irigațiile, hai să nu zic pe același plan, că poate Asta cu autostrăzile e un subiect mult mai popular, adică și pentru opinia publică. Da? da, Hai să zicem pe locul 2, în termen de infrastructură, să pui pe locul 2 irigații. Atunci, într-adevăr, toate. Sau... Adică sau să faci un șantier uh, din irigații, să faci un. Să propui să aduci apă la uh, prințeavă, la uh, fiecare capă de solă, de fermă, de cum vreți dumneavoastră. Cu apometru, cu da, tot, da, plătit, da, cât da, consum plătești? Da mie nu mi se pare... Cine vrea, da, și în momentul ăla nu mai poți să spui... nu... Că nu uzi. Nu uzi. Sau că, dacă nu că ai uzi, apă. nu te mai -ai apă. Exact. Și să te plângi. Da. Um, mie nu mi se... E un șantier mare acesta cu irigație, dar mie nu mi se pare imposibil de făcut. Dacă l-au făcut... Evident că nu da, este Dacă l-au făcut, făcut comuniștii în perioada Evident. aia cu mijloacele respective, la vremea respectivă... Eu zic că acum... Astăzi, exact. e, cred că Exact. Ar merge mult mai rău, exact. mult mai rapid. Exact. Mult mai rapid. Exact. Uh, -ar, lipsește sti, o știți ce se întâmplă domnule? O voință domnule? politică până la urmă. Lipsește o voință politică, lipsește o viziune și uh, știți de ce stăm liniștiți? Pentru că nu ne confruntăm cu o criză alimentară, adică lipsă. Da. Lipsă. Pentru că chiar da. dacă, adică, dacă chiar dacă nu acum se pare că e... problema e doar la fermier, la un număr de, da. nu știu, 10.000, 20.000 de oameni și Pro atât. Da, problema e în felul următor. Domnule, dacă nu a plouat în Câmpia Română, a plouat în vestul țării, a plouat Adela, a plouat jumătate din în Germania. A, plou -a, a plouat în Germania, a în jumătate din, din, Moldova, în nordul Moldovei, da? Plouă în Ucraina, plouă în Rusia, cumpărăm de acolo. Dar dacă costurile, importurile vor exploda Sigur. și vom avea penurie de alimente, Sigur. atunci ar putea să ne dăm seama și Sigur. să plătim prețul și, indolenței. Și să nu, nu mai controlezi tu uh, politica. Nu să plătim prețul indolenței, al indiferenței, al nemuncii. Ce e greu să mai, uh, într-un an, să. Păi, într-un Amintiți-vă, criză... în pandemie, vă dau doar un exemplu. E tot o informație, nu e o opinie. Uh, o, o lună au trebuit să fie blocate granițele și deja aveam rafturi goale în magazine. Da. Nu vreau să fiu apocaliptic, dar sunt niște realități și, așa cum se spunea în Europa, nu o să mai fie niciodată război că era tragedia de la al doilea război mondial. Uite exemplu. Că se poate întâmpla, pentru că natura umană e la fel. Iar dacă noi nu ne măturăm curtea, e să se umple de gunoaie. dar, până la urmă, dacă e o veste bună, e că ține de noi 100%. Absolut. Nu, nu depindem de nimeni. Absolut. Absolut. Dar trebuie oameni harnici la conducere, oameni cu viziune, oameni cărora să le pese, oameni care să bată cu pumnul în masă, efectiv să spună asta trebuie să facem, Oameni care trebuie să elaboreze studii rapid, să, să pună armata de funcționari în, în, la treabă, să se inspire și din modele altor țări, Sigur. că nu este o rușine. Sigur. Că așa cum avem ceasuri străine, mașini străine, telefoane străine, haine străine, putem să ne inspirăm și de acolo, că nu Sigur. ne cadem mândria. Nu... Că și vedem de... că funcționează la alții. Și la alții funcționează și pentru că vedem, dovada clară este uh, 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 soldul ăsta negativ. Uh, pentru că Pe balanța comercială. Balanța comercială, pentru că importăm foarte multe alimente. Asta ce înseamnă că alții o la fac noi, bine, că alții bine, o fac bine, că la noi e penurie, că la noi s-ar putea produce, că la noi sunt o, e ocazie ca să dezvolți afaceri, dar nu poți pentru că ești limitat. Vedeți o dacă se va descătușa acest potențial agroalimentar al României, situația va fi mult mai bună pentru țară în general, adică nu vorbim doar pentru Sigur că penurie. da. E vorba Stic, de noi, PIB, noi, de noi, creștere noi, de, noi, brut, de taxe, mai, de impozite. Eu am mai observat ceva. Noi, ca român nu avem nici cultura asta expansionistă. Ca noi n-am cucerit alte... Dar ca să încep să te ușor, ușor, să te gândești să cucerești alte piețe. Parcă sunt câteva societăți, am mai citit în stanca da, în dreapta dar stai această cultură la nivel mare, să la te nivel... Să te dezvolți regional. Fapt, să te dezvolți regional, să vinzi stun. Cum vând polonezii la noi, au da. umplut România de mere. Da? Dar de ce? Noi nu aveam atâtea mere. Adică... Vorbești da, cu din vorbești ce spuneți, cu... până la urmă, e, e nevoie și de o schimbare de mentalitate. Este, sigur că da, dar dacă producătorul nu poate sau nu vrea, nu poți, te ajut, nu vrei, te oblig. Și vii și tu ca asta și spui, ok, voi sunteți 50 de legumicultori la Matca, vreți să. trebuie să funcționați în condițiile astea. Serios? Adică, pare da. ceva. Uite, forme asociative, vă garantăm da. intrarea în supermarketul sau export. Deci lupta de continuă. Lupta continuă, absolut. Domnule Radu, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. punem în punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept luni la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!